În parohia Modelu din județul Călăraș, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul le-a spus credincioșilor că trebuie să folosim bunurile materiale cu înțelepciune. Bunurile astea materiale sunt numite de Mântuitorul Iisus Hristos cu un cuvânt din aramaică, mamona. Mamona însemna și înseamnă în aramaică bogăție. Bogăție însă nu obținută moral, cinstit, o bogăție nedreaptă. Chiar și așa, aceste bunuri trebuie cu multă înțelepciune să ne folosim, nu făcându-ne robi acestor bunuri materiale, ci folosindu-le pentru călătoria noastră în Împărăția Cerurilor. În cadrul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte episcop Vincențiu a hirotonit un diacon și un preot.